La muzeu am adoptat, să spun așa, de curând, o pasionată de Eminescu, o pasionată de România, e vorba de Amita Bose. Această femeie a venit în România, s-a îndrăgostit de Eminescu, l-a tradus în bengali, l-a făcut cunoscut celor de acolo, care în clipa în care i-au auzit versurile au spus: wow, dar cine e poetul acela? Cu siguranță este indian. Și a dat seama că ea nu mai poate trăi fără Eminescu și fără România. A renunțat pentru că făcea parte dintr-o familie bogată la tot ce avea. A divorțat și a venit aici și a devenit profesoară la universitate. A înghețat de frig, da, i-au făcut studenții un capot din monton ca să-i țină de cal și a purta mănuși, da, aici, într-un apartament de la noi din București. Era luată de acasă de studenți când era iarnă și condus așa încet să nu alunece, aveau grijă de ea.